dispoziția numărul 106 din 23 august din 20 august 2020 vi se duce prin consultarea cu decizie de prezență rezultă că sunt prezenți 9 consilieri absentă, domnii consilieri Vlad Constantin și Toma Vasile. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Bun venit, mai întâi, la toți cei care sunt prezenți. Mă refer la doamnele și domnii consilieri și la cei care sunt în aparatul primăriei. Pentru fiecare dată să deliberăm în folosul comunității conform zantelor. O să le-am pe zbunele de zi pentru a face obiectul primei deliberări. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind rectificarea modelului comunei noastre, pe semestrul la al treilea anul curent, inițiator săptămână. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției la cheltuielile privind activitatea de protecție rezidențială a persoanelor cu handicap pentru perioada iulie-decembrie anul curent, inițiator săptămână. La punctul al treilea, tot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii obiectivului Podes Metalic, situat în satul Bogdănești, cartier Slobozia, peste râul Oituț, cu lungimea de 104 metri și lățimea 2,80 m, din domeniul public al comunei, în domeniul privat al Oate Bogdănești, de sub Bacău, inițiator subsemnat. La punctul al patrulea, pe Monica, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Delgaz, Gris sau Ion, cum mai spuneam noi, a unei suprafețe de 83 metri pătrați teren contravenant, partea domeniului public al Oatei Bogdănești, de Tăbăcău, inițiator domnul viceprimar și cutuma noastră, adică solicitarea dintre state Consiliului Local. Supun la vot cu ordine de zi, la ține este trenul. Mulțumesc pentru unanimitate. Nu știu că ai dat la pene sau la pene. Da, am dat pene. Mulțumesc. Prima mea intervenție se termină aici și dintre domnul președinte de ședință spre a conduce la doamnă, doamnă, succes de doamnă. Rog, domnul secretar general, să se pună la vot procesul verbal din ședința anterioară. Da, dacă în marginea procesului verbal, încheiat de ședința din 2019, aveți să v-ați făcut completări, dar trebuie să vă observați. Dacă nu supun la vot procesul verbal, încheiat de ședința anterioară, ce este de aici? Da, deci în unanimitate procesul verbal, încheiat de ședința din 2019, a fost aprobat. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul al treilea, 2020, inițiator domnul primar și Comisia de Specialitate numărul 1. Domnul primar, mulțumim. Da, mulțumesc. Și probabil în cadrul semnului la ordinea de zi proiecte similare, făceam prezentarea la raportul de aprobare, că este un instrument de lucru permis de licitație, rectificarea bugetelor, prin care se realizează două coordonate, două atribute importante pe care legea le prevede, respectiv legea finanțelor publice 273 din 2006, cu modificările ulterioare. Și anume, este vorba de adaptabilitatea bugetului, flexibilitatea lui, dacă vreți, și îmi oferă posibilitatea de a rezolva niște probleme ale comunității, care înseamnă alocarea de resurse. Am precizat în
preferată de aprobare, de susținere, dacă vreți, de proiectului de hotărâre pe care l-am inițiat. Două oportunități importante pe care le poate rezolva prezenta propunere de rectificare, care se adresează, în primul rând, secțiunea de funcționare a ceea ce înseamnă ca partea bugetului și ca domeniul administrația locală. Și anume, după cum ați văzut și la analiza în cadrul comisiei, mai chiar tot să mulțumesc anticipat pentru avizul favorabil pe care l-ați acordat. Prima problemă, care într-un fel sau altă ne preocupă pe toți, mai ales pe cei care sunteți prezenți, alegerile locale. O parte dintre cheltuielile necesare, vorba de resurse financiare, sunt susținute de bugetul statului. Altă parte, anumite cheltuieli, trebuie susținute de către bugetul comunei noastre, în mod firesc. Am făcut o estimare și o analiză cu cei de la compartimentul de contabilitate, împreună cu doamna Răgăuțeanu, și am estimat o sumă pentru alegerile locale și diferența de la 12.000 de lei, cât am estimat că ar fi necesară pentru contribuția noastră la cheltuielile aferente procesului electoral. A doua problemă pe care o putem rezolva prin această rectificare e susținerea domeniului de protecție socială. Este vorba de niște tichete sociale pe care le primesc copiii cu o situație materială, cu situație financiară, familială, mai slabă. Și prin legislație, statul intervine în favoarea acestora, stimulându-i la ceea ce înseamnă prezența la școală, la grădină, în principiu. Aceasta referitor la motivația acestui proiect de hotărâre. În continuare, o să-i dau citire. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe semestrul aprilie la secțiune de funcționare cu suma de 16.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În ședința de analiză ați avut ocazia ca să vedeți de unde vin bani în plus, creditele în plus pe care le-am propus dumneavoastră pentru aprobare. În primul rând am mărit planul la o sursă importantă, poate cea mai importantă sursă de venituri bănești pentru bugetul local, și anume cota legală care ne revine din impozitul pe salarii. Toți salariații care își desfășoară activitatea, conform legii, plătesc un impozit către stat, iar statul, prin legislația aferentă, printr-o formulă valabilă, evident, pentru toată țara, rambursează, sau dacă vreți, remite către autoritatea locală, către bugetul local, o parte din banii încasați ca impozit de la salariat. Întâmplător, facem remarca, în ocazie similară, că este foarte important să ai activitatea economică consistentă, să ai salariați, să ai de unde primi acest bani conform legii. În ceea ce privește realizarea planului anual raportat la momentul cronologic actual, stăm bine. De aceea am considerat împreună cu doamna Năcăuțeană că putem mări veniturile ca să acoperim aceste cheltuieli implicite procesului electoral. Și diferența
o hotărâre de guvern apare la un anumit moment, cronologic vorbind. Cu atât mai mult, cu trecerea timpului, aceste hotărâri respectiv standardul care se aprobă în momentul respectiv, trebuie adusă la zi. Acest lucru își propune și acest proiect de hotărâri. E principiul pe care l-am amintit la un moment dat, principiul solidarității. Noi contribuim un procent al cheltuielor necesare. Dacă v-am amintit, procentul era de 35. Deci, din costurile necesare pentru ca domnișoara Veron Andreea să primească serviciile cuvenite, o parte mai consistentă este susținută de stat prin alocările care treacă de la Consiliul Județean, tot printr-o hotărâre de Consiliul Județean de data aceasta, noi trebuie să venim cu 35 ca procent, evident 35 dintr-un cont mai mare. De aceea trebuie să procedăm și noi la această hotărâre de Consiliu, ca să creștem contribuția în quantum concret, ca procent, rămâne același, tot 35, dar în valoarea absolută, odată cu creșterea standardului de cost, normal că vor fi mai mulți bani pe care trebuie să-i alocăm de bună dreptate. Acum o să dau citire proiectului de hotărâre la primul articol. Propun următoarea. Stabilirea nivelului contribuției la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei comanditare pentru lunile iunie-decembrie 2020 în sumă de 11.700 lei, ceea ce reprezintă un procent de 35 din standardele de cod pentru serviciile sociale destinate protecție și promovare drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2020 pentru centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu handicap, conform unei hotărâri de guvern 426 din 2020. Deci este recentă. Asta înseamnă actualizare. Articolul al doilea. Propun să se aprobe contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap pentru perioada iunie-decembrie. Deci, practic, semestru plus o lună din anul curent, 2020. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeană Bogdan, consiliere în aparatul de specializare a primarului Comunei Bogdan. Și ultimul, ca de obicei, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Antoniu Vasile, va comunica hotărârea primarul Comunei Bogdanești, compartimentului financiar, contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Acestea sunt propunerile pentru proiectul de hotărâre pe care îl cunoaște tot din ședința de anuare de pe Comisie. Atâta, doamna președinte. Da, mulțumesc, doamna primar. În cuvântul cu o specialitate de la mine. Mulțumesc, doamna președinte. Stimat domnul consilier, Comisia de Română Economic a studiat aceste idei de hotărâri și a dat aviz favorabil pe aceste idei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă cineva vrea să ne cuvântăm vis-a-vis de acest proiect, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Deci, și acest proiect de hotărâri a fost aprobat prin unanimitate de vot. Trecem la următorul proiect. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii obiectivului Condeț Metalic situat în satul Bogdanești, cartier Slobozia, peste râul Înghis, cu lungime de 104 metri și lățime de 2,80 metri, din domeniul public al Comunei Bogdanești, județul Bacău, în domeniul privat al Comunei Bogdanești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc.
cu poletă metale, care face deschiderea în titlul acestui proiect de hotărâre, ne-am mai întâlnit. Este vorba de poletă metale, bătrânul poletă metale din cartierul Sorbozian, la terenul de sport, care este în inventarul comunei noastre. Și mai nou, acest codex metalic aflat într-o stare de uzură accentuată, în urma unei expertize de s-a recomandat, după cum știți, să construim un pod nou. Ceea ce s-a și întâmplat, el este aproximativ 90% realizat. Atât prin cofinanțarea de la bugetul local, cât și prin atragere de fonduri europene. Acum, de vreme că am stat și am reflectat, zic eu, suficient timp ca să ajung la propunere de proiecte hotărâre clare, concise și convingătoare în același timp. Deci, eu am propus acest proiect de hotărâre nu neapărat cu scopul principal, nu, sigur, nu acesta este scopul principal de a desfința, de a demola poletă metalică. Aceasta este o consecință implicită. Scopul principal este realizarea investiției a podului nou. Am aici proiectul podului. La un moment dat, printre elementele constructive care înseamnă podul în întregime, sunt niște piese, să spunem, niște elemente de construcție care se numesc trunchiuri de con. Sau o parte din aceste conuri, mai corect, sferturi de con. Și la podul de peste rotuz, ați văzut niște rotunzi în formă de con, la capete. Cele două capete, în termeni tehnici, proiectivi, se numesc culei. Avea un capăt înspre DM, culea numărul 1, și înspre Slobozia propriu-zis, culea numărul 2. Avem cel puțin în memorie cum arată un con, chiar sunt un drum de con. O formă circulară și cu rază de la baza conului mai mare, de exemplu, sfertul de con de la culea dinspre stradă, care este mai mare, are la bază o rază de 3 metri și jumătate. Spre culea numărul 2, care nu este atât de importantă datorită configurației terenului, are 2 metri și jumătate. Dacă mergeți la fața locului și avem tot în memorie amplasamentul celor două construcții, podul metalic vechi și podul de beton armat cu fir de circulație nou. Distanța actuală este undeva în jur de un metru, un metru jumate. Deci, ca să se realizeze aceste sferturi de cor, trebuie neapărat desfințat prin proceduri specifice în poliță metală. Deci scopul nostru principal nu este să desfințăm poliță metală și să degajăm neapărat terenul. Acesta este un obiectiv secundar, fără îndoială, sau să valorificăm materialul care va rezulta. Scopul principal rămâne realizarea investiției de bază. Podul nou, podul din beton armat, cu un fir de circulație. Constructorul ne-a notificat, am avut mai multe discuții, dar domnule, eu nu pot să continui lucrarea, că am auzit că există un lucru electoral aici.
Noi nu mai avem bani ca să terminăm tot. Avem bani exact cât trebuie. Am semnat un contract și, în mod sigur, în momentul când veți aproba această hotărâre și dăm liber constructorului, el mâine apare în zonă, urmează să-i comunic și lucrarea va continua până la finalizare. O să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, propun aprobarea trecerii obiectivului modern metalic situat în satul Bogdănești, cartier Slobodia, de râu Oiuz, cu lungime de 104 metri și lățime 2 metri 80, din domeniul public al OAT Bogdănești de Sebacău, în domeniul privat al OAT Bogdănești de Sebacău, ca urmare a aprobării de sistemul obiectivului. Noi am mai avut o hotărâre referitoare la de principiu la desfințarea obiectivului. Undeva, dacă mă amintesc corect, hotărârea 22 din luna mai, anul curent. În vederea edificării tuturor elementelor constructive, respectiv sferturile de ton la culea C1 și culea C2, aparținând obiectivului de investiții, pot arma cu un fir de circulație peste râul Oituz, cartier Slobozia, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, de Tăbacău. Veți întreba, de ce trebuie să aprobăm această trecere a podețului metalic? Ultima lui manifestare personalitate plenară, da? Într-un fel. Să trecem din domeniul public în domeniul privat. Foarte simplu, pentru a respecta legislația în vigoare. Bunurile publice, dacă vă mai amintiți, pot fi bunuri publice propriu-zis și bunuri publice private. Și dădeam exemplu. Acest obiect metalic, sigur, este trecut în inventarul comunei ca aparținând domeniului public și în continuare am mai discutat despre regimul pe care îl are, de exemplu, pădurea comunei, care este domeniul privat. Ea aparține nu la toată lumea, aparține numai comunei Bogdănești. Pe când un public aparține tuturor cetățenilor, poate voastră, toată lumea poate să uziteze de acest potet și așa mai departe. Domeniul public este inalienabil. Deci nu se poate străina, nu se poate vinde, nu se poate demola, se poate închiria, se poate concesiona, dar nu trebuie să dispară. Ca să eliminăm podețul ca și obstacol pentru realizarea podului nou de beton armat, trebuie să-l trecem în domeniul public, în domeniul privat al comunei. Și apoi el poate fi, din punct de vedere fizic, demolat. Am mai trecut aici, în mod firesc, în un articol. Materialele rezultate prin desfințarea obiectivului menționat vor fi valorificate în condiții de lege. Deci este alineată al doilea, care urmează după primul alineat, amândouă compun articolul prim. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de doamna Iftim Carina, consilier juridic, și doamna Răcăuțeanu Rondenea, consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești. Deci, probabil v-ați întrebat, sau mă rog, eu
cum să spună, încerc să procedez ca de obicei, probabil și prin deformare profesională, un pic didactic. Ce treabă are doamna Iftinca Alina cu demolarea? Nu v-ați propus ca să demolați. Ca jurist, trebuie să facă niște demersuri care să consacre, după aprobarea dumneavoastră, să ducă lucrurile la un nou final normal, legal. Facă documentația prin care să se confirme, din perspectivă juridică, trecerea lui din domeniul public în domeniul privat. De obicei, bunurile publice figurează în universar, bunurile publice și acest podeț implicit au fost statuate ca bunuri publice printr-o hotărâre de guvern, dacă vă mai amintiți, care o avem și acum în primărie. Și mai nou, legislația ne obligă să ținem ordine în această documentație de inventariere, care înseamnă ordinea, presupune și actualizarea domeniului public sau privat. Este un parcurs juridic, parcurs care va fi supravegheat de doamna Iftinca împreună cu doamna Răcoteanu Romene. Și doamna Iftinca are și atribuții referitoare la achiziții publice. Prin lege, noi neavând structura adecvată în cadrul primăriei care să deține competența de ducere la îndeplinire, mă refer la desfințarea propriu-zisă a contului. Normal că trebuie să încheie un contract cu o firmă care poate să facă, care este atestată, să realizeze demolare și apoi valorificarea materialului, tot în condițiile legii. Și articolul al treilea, ultimul, probabil anticipat, după aprobare, secretarul general comunei, domnul Ntoiu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, doamnei Răcoteanu Romelea, doamnei Iftinca Alina și instituție prefectului județului Bacău. Atât, mulțumesc! Domnul președintele, da, comisia a fost dar a dat favorabil cu acest proiect de hotărâre, iar am luat o propunere la acestea aprobare și forma prezentată de inițiativă. Dar comisia a venit din acest proiect, dar nu am spus. Stata a văzut. Eu am ceva de zis pentru cuvântul. Ce face să distrugi? E tot, eu sunt contra pentru distrugere. Dacă se ia să-l pune, să-l folosește undeva, să-l pune bine, nu să-l distruge, să-l tăiam, să-l dăm la fel de bine. Că și acum a fost pier pus două, trei bari de țeavă, a fost pus acolo sus, pe mal, au dispărut. Noroc, din unde pândum, s-a aflat cine i-a furat. Că așa le aducem, depozităm undeva, când ne trezim, nu mai e nimic. Și s-au adus cu greutate. Ați identificat asemenea oportunități? Unde l-am putea la duce și pe așa mai departe? Dar de ce? În față la Rămânță aici am văzut că e închis sacul acum. E și camere de pavedere. Comuna asta nu avem chiar nimic. O luăm, o distrugem. Mâine, poi mâine, murim noi pe înalții, trebuie o ceavă, la un mamă, la un ceva. Domnul Sandu, se dă foarte ușor la fie bine. Domnul Sandu, va aparține dimineața, pare obicei, teritați ceea ce vă spune mea, domnul primar, mă scuzați, poate nu știu cum, dar ori de câte ori am deschis cuvântul, mi-a spus că spune ăla. Nu! Eu am dat banii, dumneavoastră știți destul de bine, și cu răpanul, am dat banii pe țeava aia care s-a adus. N-am dat niciun bani. Ați primit toată structura aia, am mai nimic eu, pentru că face 30 de bani, am dat camere. Ați primit
Că n-a, pe a trebuit să în contraparte. La țată mai mare. Dacă te dea bani, vineți cu documente și cu societă. Eu mă aduc la ateliei și care am adus ceata și eu și urmă. Dar și la... Și dumneavoastră știți destul de bine. Și la instantă, știți și la aceste documente. Judecătorul, peste fiul, judecătorul nostru, în afară de doamne, doamne, ia legătorul nostru, prezentat documente. Au terenul, dar trebuie să-ți putem lași. Că s-au
Compania Națională de Drumuri, avem podul din Dunăoara, care este funcțional, avem puntea de la Maciucu, este funcțională și am ajutat până am văzut acolo, avem puntea de la Cotăreț funcțional, avem podul de peste vale aici, dacă bag mâna pe Ocean, spre acolo, podul Frățirii, podul Jumălar, în bună stare. Să le adunăm ca să gândim, exact cum am ajutat la un moment dat și pe TV. La noi ce nu se poate fura, să distruge. Și așa mai departe. Deci vrei să-l păstrăm ca să ne evacuăm. Pentru anumite cunoști să ne evacuăm. Eu nu sunt de acord cu asta și sunt convins că celălalt consilier foarte adevărat să vor judeca evident prin propriul discernământ. Eu asta vă propun. Atât. Dați-mi voie să mă fiu și de acord cu domnul Stanciu. E ușor de aprinde și este greu de a mai găsi o țeavă atât de bună cât este la punte. Pe viitor, vedeți, apele astea, vijeliile, mai lucru, un mal, mai lucru. Dacă ar fi depozitat undeva la loc, sigur. Bun, dacă plificare, eu v-am spus, domnul Stanciu, când avem voie să recunoaștem. E propriu, propriu, dar trebuie să vorbim. Voi acum vreau primării mei, domnul Mateu. Acolo e proprietatea statului. Unde să fie însigurată, să lăsăm, e exact cum convinsătul interpretează. Domnul Mateu, acela trebuie să vorbim cu doamnă consiliere. Se poate muta puntea la Turbosii, aici la Ardele, peste Vada. De ce nu se poate face? Când îl vedem dumneavoastră, vreau să-l face. Cum ați făcut pentru la Antrepești, cât a fost pentru miliarde de zeaba, care nu este la prăsimea respectivă, sau pe Zagancea, pentru că s-a reparat pe drumul ăla acolo la Anastasiu Lucian, dacă aveam zeaba, ca primării, noi, ca comunitate, nu era nevoie să dăm atâția bani, subțire carne, cum se spune, și zeaba asta bună, groasă, care a rezistat atâția ani, să nu o păstrăm. E păcat. E păcat. Asta e o părerea mea personală. Este păcat. Adică să fie un lucru bun, pe nimic. Și când avem nevoie să cumpărăm, cumpărăm ceva nou și frumos pe afară și pe interior. Dar domnul frumos, n-ai reținut părerea trebuie de mulat împreună? Da, sunt de acord. Atât sunt de acord să demoleze în condițiile legii, să fie totul. Dar haideți să mai păstrăm din țeară. Dacă nu vă dorează din acolo. Vindem tapă, dar măcar din țeară. Păstrăm acolo ceva. Dumneavoastră vă luați pe toți ne faceți de... După ce înțeleg. Hai să ne reiținem din Bogdănești, au primit de regribe de la Marea de Crem. La mine am alte prezente. Poți să te regim cu tuiere de tașa de... Eu am înțeles. Tu ești și eu. Da. Că depinde numai de mine. Cum gândești cum poate. Nu mai e. Deci mi-am spus părerea mea personală. Ați făcut drumul și dacă ați făcut dați legături la fie, acum a fost înainte, poate mai rău. Mai rău, dar nu de mergi la față.
Dar nu v-ați zis că faceți ceva la ordine. Dar este gratuit că trebuie să vă rog la subiectul care. Nu, trebuie să vă rog să nu puneți treaba cu bani. Imediat de pe care vă rog să vă rog. Doamna președinte, da, mergeți la opțiune cu împotrivă. Cine se abține? Cine se abține? Domnul Sancu, nici împotrivă, nici abține. Împotrivă. Deci, proiectul de hotărâre a fost adoptat 6 voturi pentru, 2 abțineri de respectiv domnul consilier Brunu și domnul consilier Vulcu și un vot împotrivă domnul consilier Stanciu. Proiectul de hotărâre privind atribuirea folosinței gratuite pentru teritoriul de sta, am o suprafață de 83 m² teren extravilan, parte a domeniului public aluate, Comunei Județul Bacău, inițiator domnul viceprimar și comisia de specialitate numărul 2. Domnul viceprimar, dați cuvântul. Da. Domnul și domnul consilier, proiectul ați aprobat, l-ați citit. Propun articolul să se constituie un drept de uz și servitude pentru împiedicat gri, SHS, o suprafață de 83 m² teren extravilan, partea domeniului public aluate Pântănești, comunal în județul Bacău, pentru executarea lucrărilor modernizare de AJT aferent PT2 Pântănești, comunal în județul Bacău. 2. Dreptul de uz și servitude a suprafeței de teren menționat la aliat 1 să fie valabil numai pentru perioada de existență liniei electrice aeriene. 3. Executarea oricărui lucrări de beneficiu, dreptul de uz și de servitude nu trebuie să aducă atingerea intereselor legitime a alte bogdani, proprietatea având circulație pe drumurile publice. 4. Terenul aferent lucrărilor identificate la aliat 1 este liber de sate și nu se află în litigi. Articolul 2. După aprobarea hotărârii va fi adusă la depunere de către autoritatea executivă a comunei prin comportamentul aparatului de specialitate al primarului. Articolul 3. După aprobarea hotărârii va fi comunicată de către domnul Cioi Vasile, secretarul general al Comunei Bogdănești, primarul Comunei Bogdănești, județul Bacău, instituții prefectului județului Bacău, precum și del Gaz Gri, S.A. și va fi publicată prin afișarea la sediul Consiliului Local județul Bacău. Avea raportul de specialitate a doamnei jurist Iftinca, referatul de aprobare al meu, avizul domnului secretar general. Vă mulțumesc! Vă Comisia nr. 2 a realizat să aprobare și acest proiect de hotărâre, 5 ani în procedură de aprobare în forma existentă. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? La solicitări, deci nu este adresată Consiliului Local, dar este adresată Secretarului General al Comunii și, din respectă tot dumneavoastră, vă fac cunoscut răspunsul instituției prefectului vis-a-vis de referatul pe care l-am înaintat, în legătură cu absența domnului Toma Vasile. A venit răspunsul din 17-8, dar îl fac cunoscut, deci este în atenție Secretarul General al Comunii. Ca urmare a adresei dumneavoastră numărul 2067-2020, înregistrată sub numărul 14001 de 17-7-2020, prin care ne înaintați referatul constatator privind pe Toma Vasile, consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, vă facem cunoscut faptul că în prezent nu mai sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 204, alineat 78 din 97 pe 2019, prin codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Totodată atragem atenția cu privire la respectarea termenelor prevăzute de procedura care se aplică consilierului local în caz de lipsă nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și sau extraordinare consecutive ale consiliului desfășurate pe durata a 3 luni calendaristice.
semnează prefectul și contrasemnează și cu serviciul Maria Mânila Mișan. Deci, este clar că nu se mai pot aplica prevederile pentru acest mandat. Urmează ca mandatul următor, dacă vă aduceți aminte dumneavoastră în perioada în care s-au îndeplinit imediat condițiile prevăzute de lege, eram în concediu medical. Nu s-a urmat procedura, eu am revenit în... Deci procedura trebuia aplicată undeva în decembrie, eu am revenit la serviciu undeva în luna februarie. Deci, e clar, dar nu vreau să mă scuz, dar m-am adus la cunoștință că știți ce s-a întâmplat cu demersul privind domnul Tom. Mulțumesc! Mulțumesc!